Salut, prieteni, mă numesc Ancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt un măr unde am pus foarte multe soiuri. În total sunt undeva pe la vreo 60 ceva. Multe dintre ele nici nu cunosc denumirea. Am adunat de-a lungul timpului diverse soiuri pe unde am întâlnit, am primit și de la colegi de pe grupuri și cum am prins un soi nou, am făcut cu o supraaltuire. Pomul este altoit pe un măr sălbatic cu vreo 16-17 ani în urmă. Crețesc, am altoi crețesc. Deci în partea de sus am crețesc românesc, iar pe toate ramurile acestea laterale am făcut diverse grefe și altoiri, tot felul de soiuri pe care le-am primit și repet pe unde le-am găsit. Deci toate crengile acestea în lateral sunt altoite cu diverse soiuri. O să fac un tur roată să vedeți diversele tipuri de soiuri, iar unele dintre ele încă n-au intrat pe rod. Ăsta e Red Love. Aici nu a intrat pe rod, a fost altoită mai târziu. Aici o altă supraaltoire, ăsta e Crețescu. Și repet, toate vârfurile astea, uitați, sunt altoiri. Aici diverse soiuri. Ăsta e un soi de toamnă foarte bun. Face niște mere mari, crocante și rezistente peste iarnă. Uitați, toate vârfurețele astea sunt supraaltoite. Aici nici n-am desfăcut pasta, nici n-am văzut. Aici supraaltoire, supraaltoire. Ăsta e un alt tip de soi aici. Ăsta e Crețescu care rodește din belșug. Ăsta e de vară. Deja a început să pârguiască un pic. Ăsta e Golden. Ăsta nici nu mai știu ce e, dar în fine nu contează. Deci toate, uitați, grefe, fiecare reprezintă un soi anume. Unele deja sunt intrate pe rod. Ia uitați. Deci toate sunt un alt tip de măr. Uitați și aici. Să mă dau un pic mai în spate. Ia uitați aici. Un alt tip. Acolo sus la fel, supraaltoiri, aici la fel, ăsta e de vară, aici nu mai știu ce e, uitați, astea sunt mai de toamnă, ăsta e de vară un alt tip, aici. A fost aici altoită, se vede. Acolo sus alte supraaltoiri. Asta tot de vară. A fost aici altoit. Aici alte grefe, peste grefe, fiecare cu soiul lui. Ăsta cred că e Granny Smith aici. După cum arată. Fiind verde la această dată, cred că e Granny Smith. Aici la fel, o altă supraaltoire trebuie să desfac. Aici la fel, o grefă. Iar unele dintre ele, dintre supraaltoirii, aștept să intre pe rod. Uitați, numai grefe, 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 l-am garnisit cu tot felul de soiuri și altoiri. Toată treaba e să fiu foarte atent primăvara când fac tăieri, să nu
elimin câte un altoi. Am văzut mai de mult pe YouTube un clip unde un tip a făcut pe un pom vreo 40 ceva de soiuri diferite. Eu m-am gândit să fac pe un măr. Far să adun tot felul de soiuri și să le pun aici. Am înțeles că recordul undeva la circa 300 de soiuri. Uitați, altă supraaltoire. Însă nu o să ajung eu la acea performanță, pentru că nici nu am de unde să adun atâtea soiuri. Însă mă străduiesc. Cum găsesc cât un soi, cum plantez aici pe românică. Ăsta, din această perioadă și până la căderea brumei, tot adun și mănânc. Ba de pe o crenguță, ba de pe alta. Și pe acolo vârfurile alea la fel sunt garnisite cu diverse altoiri. Și procesul va continua. Vă mulțumesc și vă doresc succes!